Bravo, bebe, super, așa date, așa, așa date, așa, bravo, bravo, bebe, așa puiul, bravo, tati, super, cățe, bravo, bebe, super, băiat, super, cățe, bravo, bravo, trebuie să-i dăm satisfacție cu mușcătură pe minge, neapărat, și nu pe sfoară. Bravo, așa leul meu, așa, așa leul meu, așa, așa tate, așa, bravo, bravo. Îl învățam că trebuie să se concentreze un pic. Bravo, super! Pentru că asta va fi recompensa pentru exerciții, pentru o perioadă destul de scurtă, pentru că nu o să stăm pe hrană prea mult timp. Bravo, bebe! Ia să vedem. Ia uite. Ce e asta? Ce aveți acolo? E, și asta o să fie interesant. Asta o să fie interesant. Mă, musai să-l găsesc. Musai să-l convinc să se ducă pe altă jucărie. Acum sunt dificultăți. Bravo! Bravo! El își acordă singur o recompensă destul de mare cu fluturatul ăsta lateral. Bravo! Bravo, bebe! O să risc un pic. Eu las risc și încep să mă joc cu altceva. Pentru că dacă nu-l mut de pe jucărie pe cealaltă, o să-mi fie destul de greu să-l învăț să lase. Asta e una dintre problemele cu care se confruntă iubitorii de rasă. Bravo! Bravo, tati! Bravo, bebe! Pentru ziua a treia, stăm foarte bine. Noi o să ne explorăm așa unul pe celălalt o perioadă de timp. Cu alte cuvinte, indiferent de ce face când în perioada asta, nu greșește. Bravo! Gata? Bravo! Și dacă sunt atent și profit de chestii care ar putea fi avantajoase mai târziu, comportamente care acasă dau de furcă stăpânilor, pe mine de fapt mă ajută, pentru că îmi arată ce pare să-i dea o satisfacție reală cățelului. Bravo, bravo, chestii pe care, sigur, detalii importante pentru un program de dresaj. Gata! Gata! Bravo, tati! Bravo, tati! Bravo, bebe! Super! Super! Bine! Bravo! Bine aici! Șezi? Șezi? Asta, aici! Bravo! Bravo! Gata! Bravo! Extrem de important jocul ăsta! Mutatul mușcăturii de la un obiect la altul, exercițiul fără de care sigur o să fiți nevoiți mai târziu să-l corectați violent ca să lase mușcătura. Chestie care sigur că ori îl învelșunează pe el pe mușcătură, ori vă șubrezește de-a dreptul relația. Gata! Bravo! Bravo! Spuneam eu la un moment dat că dresajul îl joacă. Îl joacă pe termenii mei. Având la bază însă valorile lui. Bravo! Cu alte cuvinte, eu dictez când ne jucăm, cum ne jucăm, dar țin cont de ceea ce pare să-i placă lui foarte tare. Bravo! Gata! Bravo! Super cățel! Super cățel! Chiar zilele astea vorbeam cu stăpânii acestui puiuț, care îmi spuneau una dintre cele mai mari probleme
este de fapt că nu vrea să dea drumul unui capăt de sfoară cu care ei se joacă. Bravo! Gata! Și ăsta e și motivul pentru care am băgat deja exercițiul ăsta. Mamă, se joacă ăsta, trebuie să stai bine pe picioare. Bravo! Bravo! Gata! Și observați că, de fapt, comanda asta gata pe care eu o bag pentru încetarea acțiunii este, de fapt, transferul mușcăturii de pe un obiect pe celălalt. Bravo! Super cățel! Super cățel! Super cățel! Acum să vedem și ce reacție are câinele în condiția în care a fost stimulat destul de puternic, zic eu. Hai la covor! Pentru că mă interesează să renunțe la obiecte pentru hrană. Iar pentru asta, întotdeauna când vă pregătiți pentru exerciții de genul ăsta, ar trebui să fie câinele cumva cam cu o oră înainte de ora de masă, ca să însemne destul de mult hrana la momentul jocului. Bravo! Ia să vă. Super! Hai să vă. E clar că e mai încântat, e mult mai încântat de ceea ce oferă joaca cu menținerea mușcăturii. Da. Eu încă de la început i-am băgat slujul ăsta, pentru că, așa cum spuneam, toate se introduc în joacă. Acum, și am băgat slujul, am băgat pe locul, acum... Am profitat de culcat. Culcatul ăsta a fost practic introdus de acasă, de către familie. Bravo, 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 brav